Am făcut niște cumpărături de la Aldi și să vi le arăt și vouă repede. Am aici roșii cherry, ardei de bucăți, morcov, mere, ceapă, pastărnac. Oh, și mai rază chestia asta. Banane, cartof dulce, portocale, broccoli, cartof normal și pere. Și o să trec la următoarea plungă. Aici. Pampers, numărul 6, foaie de aluminiu, ciuperci, pâine feliată cu unt și cu usturoi, cașcaval mozzarella ras, biscuiți simpli, stockpot cu legume. Opa, mi-a căzut, am scăpat. Foietaj. Carne de porc. Carne de porc așa felii, tăiată deja. Șuncă de curcan. Creveți. Piept de pui. Aripi. Cate punga. Bacon afumat. Scoici cu vin. Da, data asta am luat cu vin alb. Somon. Carne tocată de pui. Niște snacks-uri pentru Jamie, sunt acestea rotunde, sunt orez expandat cu aromă de măr. Aici e partea superioară de la pui, adică pulpă superioară. Aici avem balsam de rufe cu lavandă, smântână, ulei, sirop de arțar, mozzarella și o ciocolată albă cu aromă de vanilie. Și am un box de apă pentru Jamie și pentru noi. Și acestea sunt.
Să vă arăt câteva cumpărături pe care le-am făcut de la magazinul polonez și o să încep cu punga asta mai micuță. Da. N-am așa punga, să-mi fie mai ușor de luat. Am aici o prăjiturică. Pare și frumos, cu o floricică, un trandafir și e drăguță. Asta pentru... Asta a ales-o Jamie. Azi că vrea să mănânce prăjiturica aceasta. Am aici un ceai cu smeură și măr și cred că e gutuie, dacă nu mă șel. Aici sunt niște fursecuri de acestea cu smeură. Napolitanii cu sugar free. Au calorii puține. Aici este o mingiuță mică pe care a ales-o Jamie. Colorant alimentar. Raffaello. Sunt preferatele mele. Aici avem... Parcă mi-a zis soțul că este... Ca toate. Salam sosesc, da, cred că salam sosesc. Scrie aici, nu scrie. De 4 lire, deci salam sosesc. Și aici sunt niște... Hai, nu reușesc. Am aici niște ravioli cu cartof, dacă nu mă știu. Hai să vedem ce mai are. Cu ce umplutură? Cu cartof, cu brânză și cu ceapă. Da. Sunt curioasă. Și să trecem la punga mai mare. Aici am o pungă de gioie, de napolitane, deja desfăcută. Am mâncat Jamie din ea. Și avem un parizer cu piept de pui, de la Fox. Niște cârnăciori. Pate de gâscă. Mie îmi place pateul de gâscă. Fasole verde, fasole roșie. Deci pește marinat. Telemea de vacă, imediat m-am zis, dau mingea. Deci, poftim. Plăcere. Acest jumări e nebunia soțului. Făină. Aici sunt tot așa niște pâinici, doar băgate la cuptor. Brânză, de aceea care v-am mai spus, e o fel de urdă. Sau brânză dulce, nu știu cum să zic. Eu de obicei o folosesc la prăjituri pe aceasta. Aici este un mușchi țărănesc. De fapt, nu, ce este? Este marion, da. Este mușchi țărănesc de pui. Ketchup. E halva cu cacao și îi place foarte mult lui Jamie să mănânce. Și aici am pește congelat macro. Da. Și acestea sunt. Bună, dragilor, vreau să fac fursecuri cu lămâie și am să vă arăt și vouă ce ingrediente folosesc și cum le prepar. Și aici este și Jamie, care o să mă ajute, ajutorul meu de bucătar. Le-am pus aici pe masă. Aici avem zeamă de lămâie, ne trebuie aproximativ 3 linguri, unt topit 70 de grame, zahăr 150 de grame, 2 ouă, o linguriță de praf de copt, făină 270 de grame, coajă de rămâie și o... Și mi s-a arătat aici. Și o esență de lămâie și un pic de praf de sare.
să mixăm. De vanile, de lămâie. Coaja de lămâie. Zeama de lămâie, sucul de lămâie. Peste făină, punem praful de copt. Să punem, acum incorporăm făina în compoziție aici. Mă voi folosi acum de mână să incorporez făina. Acesta este aluatul, este moale și lipicios. Îl voi pune la frigider pentru aproximativ o oră. Să știți că, știți că eu am mai pus făină, deci mi-a intrat aproximativ 300 de grame de făină. Deci nu e musai ca 270 de grame să vă ajungă, e posibil să mai aveți nevoie să o formați așa, o bilă. Deci am scos aluatul de la frigider. Și acum vom face biluțe pe care le vom trece prin zahăr pudră și le punem în tavă. Biluță. Vom trece prin zahăr pudră. Și o punem în tavă. Le-am pus în tavă. Vedeți să lăsați loc între ele pentru că ele se vor întinde, se vor lăsa și se vor întinde. De aceea să lăsați spațiu între ele. Le voi băga la cuptor pentru 20 de minute la 175 de grade. Bun, și acestea sunt. Sunt gata. Un sfat, dacă aveți colorant alimentar galben, vă sfătuiesc să puneți ca să iasă mult mai frumoase galbene așa și cu zahărul pudră deasupra, însă eu nu am avut colorant galben, așa că l-am lăsat simple. Aici am pus o parte în casolet, mai am aici încă o parte care să mai răcească, să le mâncăm și... Să știți că miroase toată bucătăria numai a lămâie, deci e super, super mirosul. Și gustul... Au un gust intens de lămâie. Sunt foarte bune, sunt foarte gustoase. Se fărâmâță în gură. Sunt și moi. Și sunt foarte gustoase. Moi. Sunt bune. Sunt moi.